Eu am plâns, eram foarte plânsă. Trebuie să mai găsim și cazare. Ceea ce nouă ni se pare foarte greu. Este unul dintre cele mai grele lucruri, pentru că suntem foarte rușinoase din punct de vedere al găsirii unui loc în care să dormi peste noapte la un om străin. Căutăm los cazare. Căutăm un om pe bancă, să nu ocupe. Nu reușesc să înțeleg orașul ăsta. Este cam târziu. Să căutăm cazare, eu pot să-ți spun ceva. La început a fost ceva diferit. Cum trece timpul, ne-am obișnuit să mergem unde e oameni. Mm. Că nu mai sunt oameni. Și eu m-am panicat azi că nu am văzut oameni pe stradă. Păi nene, aici e un soi de găiești, așa, nu prea e civilizațion. Nu știu cum arată acum în găiești, să mă iertați, dar nu se întâmpla mare lucru. Cine și noi trebuia să ne căutăm cazare, dar nu prea vedem. Da, da, de ce întrebăm copii? Nu întrebăm copii, este o familie. Cum să întreb copii? Da, sunt cam copii ăștia, nu știu cât ne pot ajuta. Hi, guys! Sorry! Tiene? O sabes un amigo que puede ayudar, no? Una terrasa. Todos los casas son chiquitos. Oamenii chiar trebuie să înghesuiți în câte o cameră, să mai primești și doi străini care să aibă acces la apa ta caldă, care durează 5 minute, e puțin problematic. Ești într-un oraș mic, care se susține dintr-o oarecare industrie și care oamenii chiar trăiesc la propriu de pe zi pe alta, să-ți apară doi colorați la ușă, să-ți bată, să-ți ia și ultimul lucru pe care ai în casă, nu e foarte nostim. Este? Poți ne ajuta? Da, nu, la verdad, eu también tengo un departamento y está chiquito. Vezi că și frumusețea și prietenia lor merge până la confortul lor și firesc și ne-am face la fel. Bă, dar mie mi-e rușine, jur. Și mie mi-e rușine, jur. Hai să intrăm. A, nu, că trebuie să... Deschide. Ce? Nu, nimeni? Am sunat întâi că e cu sunerie la Dumnezeu, suni, nu e așa ușor, așa. Să deschide la puerta de Dios. El puerto de Dios. Te chemam de România. Catalin. Necesită un lugar para dormir por una noche. Dumnezeu a zis, bă, m-a căutat cineva? Și eu zis, bă, te căutat doi băieți. Aia de ea, mă, pedețit eu azi toată ziua, dar... Cum a ajuns la mine acasă? Dracu știe, zis cineva. Tu tienes un lugar para nosotros? Si? Si? Una noche? Una noche para los que sean. No, solo nos dos. Solo nos dos. Sí. Es un duche de bayar. Sí. 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 Ay, gracias, Dios mío. Señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Pues, ok, entrad. Suntem ok con voi. ¿Cómo se dice comer? Necesita. Un poco. Un poquito, sí. Un poco, sí, no más. Aunque, un poquito. No mucho. Da, el tot timpul zice asta. Cine, no, eu? No, señor, no, eu eram si. Mi-e rușine, mă, ce vrei? Mă, frate, suntem în America Express, doar dracu, că mor cu rușinea asta pe drum, ești prost la cap? Mor cu rușinea pe drum, măcar o să scrie pe mormântul meu. Aici este cel mai rușinos om din lume. Și pe crucea mea o să scrie, îmi cer scuze. Hola! Hola! ¿Cómo estás? Bien. Can you help us, por favor? Necesitamos un casa tu dormir. ¿Puedes dormir a su casa, mi mamá? ¿Puedes dormir? Tú quiero un... ¿Tú a una casa? No, pero... Not right now, man. We can sleep on the floor. Mejor. ¿Mejor? ¿Es usted eso? No, yeah. Oh, my God! Gracias! Gracias! Și a fost ok, cu toate că noi nu prea înțelegeam, amândouă știau doar spaniolă. Degeaba iamu? Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Păi ne, good. Dar și așa tot au înțeles ce vrem, de fapt. We had such a long day. Running all day. Casa e undeva la stradă. Deschizi o poartă, intri în garaj, treci pe lângă mașina din garaj și intri în casă. Bă, foarte cochetă, foarte frumoasă. Bun, acum hai să vă arăt și camera. Gabriela. Muchas gracias. Wow. Muchas gracias. Prima dată am intrat într-o cameră de băieți. Ne-a lăsat să ne alegem între două camere. Dar și ce, uite, mai avem încă o cameră. Mai avem o cameră, mai mare. Avem geam cu... Perfect, ok. Aqui con la fel. Con la window. Con la window. Gracias. Cred că ne-a dat camera lor, nu știu, pe cuvântul meu. Mi-e frumos. Ce-ați gratis? Mama mea, ce fel. Mamă, ce bine miroase, îmi vine să mor, să plâng.
Hai luăm unul mai mare și îl împărțim. Carnea aia cum arăta? Mai arăta cu niște lipi, cu șaurme, ceva. Peste și castrate. Și acum aș mânca, jur. Stai că avem așa, avem așa. A fost prima oară când am cheltuit niște bani pe care i-am primit de la Irina. No tengo dinero, si tu puedes ayudarnos. No, no tengo dinero. No tengo dinero. No. Ne-am dus tot la cineva cu hot dog. Haide, mă, că ai mâncat. Ești un hamburger sau hot dog? Nu, vrei? Așa, ca un soi de conversație, știi cum mai vorbești cu omul, știi? Uite, domnul, ce mai face. Nu, și dacă ai cumva și niște cazare și... Un lugar de dormir? Hotel. No, no tengo dinero. No tengo dinero. No, no tengo teléfono, comida, donde dormir, nada. Toate calurile vrem, doamnă. Am văzut niște salsa, eu ca proasta am pus deasupra, pe lipie. Lăuntru. Lăuntru. Și eu ca proasta, iar, i-am pus și înăuntru. Și am luat o gură. Și am zis, hopa. A, ce picant e! În sandwich erau ardei iuți. E spuma. Plus salsa. Ești ok? Eu am crezut că mor. Cum da-ți spire, efectiv, ești bine. Mâncam și supeream că mi-era atât de foame. Câine, nu, că-ți bubuie gura! Lasă că e obișnuit. Am mâncat tu până la urmă, ce ai? M-am chinuit, aia. Nu se poc de mine după aia. Și erau și puia cu Melinda lângă noi, care erau la altă tarabă. Esta noche a las 6, vámonos. L-a abordat cu tupeu de... Se lăjai. Tupeu de borfaș. Por favor. Quanto son? Dos. Mi-e esposa. Si? Sí. Da. Sí. Tienes uno? Si. Sí. Oh, gracias. Oh, muchas gracias. Gracias. Dio de bendejo. Somos buscar a una place, ¿cómo se dice place? A dormir para noche. Sí. Ahorita vamos. ¿Eh? ¿Me ayuda? Sí. Gracias. Muchas gracias. A zis, așteaptă puțin. A fost combo, mâncare și cazare, bam, bam. În două secunde, fai, efectiv, doi într-o. Da. Lo que pasa que aquí están unos turistas. A sunat-o pe soția lui și se aude clar de telefon. Nu. ¿Por qué no? Ah, no, mica, son unos turistas, mica. Și apoi ne-am gândit să-l așteptăm, să trecăm o dată cu el, dar el stătea acolo până la 12. No, vamos a tu casa a hablar con ella. Tupeul la Maxi a zis, stai că mă urc eu la tine acasă și vorbesc eu cu nevastă, dar poate o conving eu. Spune-mi unde stai. Agustin Aurelio Tena, numărul 5-6. Ok, vale. Ați găsit? Nu, el a zis, da, nevastă, a zis nu. Mergem peste ea. Enjoy. Vezi că nevastă nu prea înțeles. Vezi că magma. Mai poți? Da. E greu când ești foarte obosit și mintea ta joacă feste. Tu tocmai ți-ai dat shutdown la toată puterea ta și plus trebuie să iei de la zero. Se pare că pentru Ovidiu și Joaquin va fi o seară mai lungă pe străzile din Mexic. Altora, mai norocoși, ușa le-a fost deschisă cald și primitor. Wow! Oh, ce tare! Când a deschis ușa, doamne, mi s-a părut așa o căldură energie, și o liniște și energie. La statueta de Guadalupe. Ah, sí, la sí. Guadalupe. Zice că e un fel de altar. Era o statuetă mare și pe peretele din față erau tablouri cu sfinți. Perfecto. Perfecto. E muy perfecto. Okay. Wow. E muy perfecto. E, mamă, bro, ce cameră, mamă. Bro, ți-ai scris că iarăși am nimerit la Boireal. It's the first time we see such a nice house. We slept in Mexico. E genul meu aici. Aș sta foarte liniștit aici în casa asta. Padre? Exorcist, padre. Ah, okay. Exorcist. Yeah. Ah, ok. E preot exorcist, da. Care apare să scoate diavolul din oameni. No tenemos diablos. Questo e il mio diavolo. Ai avea un pic nevoie de exorcist câteodată, adică eu te știu de mult timp. Problema e să nu sfurăi tu să mă exorcizezi pe mine. Că eu asta mă tem, știi? Es mi amigo. No tenemos diablos. Solo tatuajes, pero este es harta. Exorcist, exorcist, dar e cazare. Hola, padre. Hola. Hola, padre. Și de undeva dintr-un colț așa vine... El padre. El padre. Ah, you speak English? You speak English? Yeah. Hello, we are from Europe. We are from Romania. Yeah, yeah. Romania, yes. Transylvania.
Pennsylvania, Romania. Ești gura ta, americanul adevărat. Din Texas, de unde? Texas. We are very hungry, we are very hungry. Yes. But we are ashamed that we asked you too much. No, you give us too much. Excelent. Vă place aici? Da, e frumoasă, da. Păi avem și bani, ce drept tare. Tare omul ăsta de ce. Avem mulți bani noi ca preoți. Știi piesa aia? Bani, 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 vrem bani, nu putem să ne... În fine. Mamă, ești nebun la cap. Doamne, curtea. Bine, că avem bani. Ieri a dus o plasă de 20 de hamburgeri și chet. Îmi ia din alea bune, îmi ia ăsta bătrânul mexican, îmi ia că-i băia finuț. Doamne, curte, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap, jur. S-au dilatat pupile lui curtea. Do you have wine? Vin? Vin? Să avem și șnaps, să avem și tequila, avem și vin. Vin? Tinto? Si? White or red? Oh, white. Doamne, maică. Ok. Oh, you are amazing, you are amazing. Nu știi cum să le iei, nu știi, bă, face mișto. Deci eu îl iubesc pe omul ăsta, jur. Deci eu fac tatuaj cu omul ăsta, jur. Deci, practic, noi l-am întâlnit pe varianta lui Puia Preot. 50 și cât a zis? 56. Băi, eu cred că e aici. Af! Nu scria numărul pe casă. Nu scria numărul, am trecut de casă. Îi scria numele. O bătu la ușă. Hola, señora. Señora Soco. Nu somos... Señora Soco. Sí. Hablando con tu marido a telefono de nosotros. E ușa era micuță și ea stătea în ușă, deci nu puteai decât să te treci de ea. Nu aveai cum să intri în casă, că femeia nu te invitase în casă. Nu somos de România, sor cumva vesela, primiți-ne că suntem rupti. Nu somos, no robadores, no de nada. Ea zâmbi la un moment dat, totul stătea în ușă, că ăsta e un caz grav. Marido ne-a promis un cama por la noche. Es posible? Fața ei era ca o pictură. Nu era nici veselă, nici tristă. Por favor, señora. Buenas noches, señor. Buenas noches, señor. El e mi esposo? A venit și soțul, un tip așa cum eram eu, mare, corpolen, gras. Care ce făcea soțul? Si, le digo que nosotros fabricamos nieve, pero me preguntan... Nieve es... snow. Nieve. Îi spune zăpadă cu gust. Ah, el cu sabor? Helado. Gelato? No, ce... Draco, para que la quieren probar. Ahorita la van a probar aquí, tarjeta. Traje dos sabores ahorita. Ah, sí. Și a venit soțul cu unul de vanilie, cu cocos, cu ce era cu fructe confiate. Și unul de... Și unul de cireșe. Ah, sorbet. Sí. Sorbet. Sorbeto. Sorbeto. Face sorbeto cu mâinile lui. Muy buena. Tu la fabrica? Da. Ah, sí. Are nu o mică fabricuță. Nu-l face la mașină. Ce o să ai cozinier. Oh, mașină. Oh, by hand. Yeah. Face totul cu mână, n-au nicio mașinărie. No mașină. Al mano. E de mână. Am luat imediat de mâini, că așa sunt eu tâmpit, bă, și când am pus mâna pe mâine lui. Se ești gură tot ce mâine are toate, îți dăm ca o bucată să... Manos de trabajadores. Muncite, nene. Bă, nene, muncite rău de tot. Dar omul se vede că e forță, strong, power. Gracias. Muchas gracias, señora. Y ahí tienes un columpio, Gabriel. Yes, my family is from Deutschland. Ah, oh, Germany. Oh, but we are neighbors, Romania, Germany. Ich liebe Germany, yeah. Ich liebe Germany. Yeah. You speak it's Deutsch? Spanish, nein, Deutsch. Oh, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achtung! Nu vreau să mă îmbăt cu omul ăsta. Poți, frate, ai întâlnit un preot din Austin, Texas, cu mega Caterinca, cu care bu vin, cu care fumează pe aici, ești nebun la cap. Fumează pipă, ăla îl fumează, zic, doamne, maică, ceva incredibil. Noi nu suntem comedianți pe lângă el. Deci noi suntem majorete de comedianți pe lângă el. Deci așa ceva nu există după ziua asta
Deci că Dumnezeu a zis, bă, îmi cer scuze și l-a trimis pe omul ăsta, deci... Omul pe o caterincă incredibilă. Și în timp ce mexicanul era super pios, așa, drept, serios, ăsta e I will wash the dishes. Because like I can't just stand and look, no? Inițial am crezut că o să ne gătească și a zis că mănâncă ăla care gătește. Da. Și am spus, păi da, nu gătesc eu? Ce rău? Omul meu s-a simțit vinovat. Păi da, cum, nu fac nimic? Am spus la vasele. Oxel, dacă m-ar vedea Melinda, acum ar fi mega încântat. Por favor, señora, no tenemos donde dormir. Dios te bendijo. Que ayúdame, mi somn, tiene sueño. Da, eu tot nu șeraș. Am aplicat metoda jandarmul, știi? Nu te vedea. Hai. Momentalo. Hai. Hai, că dacă nu rămânem aici, m-am prins de că nu vreau să te las înăuntru. Am dat cu berbecul, am băgat sacul înainte și am împins-o un pic așa cu ea ca să înțeleagă că vreau să intru la ea în casă. Dă cu berbecul, nu știu. Oase, cercabeli. Acolo am rămas pe hol. Ea se opunea înaintării noastre cu toate forțele. Face foarte. Peruchiria? Iar am mai discutat, am mai râs, până când n-am mai avut ce să facă. Doamne, se e gar un poco. Este, donde pueden dejar su maleta? Sí, sí. Pues aquí en el cuarto. Și a rupt rândurile. Ahorita necesito arreglarles la cama. No es problema. No, es muy bien. Es perfecto. Hola. Eram deja în mijlocul casei. Nu mai avea ce să facă. Era orice chestie pierdut orar. Când vine omul și își lasă sacul jumatea casei, n-am mai ce să zici. E o rușine. Hai mă, ia sacul, ieși afară. Mulțumesc, grazie.